Aproape 500 de locuri au rămas libere în școlile din județul Buzău după primele două etape de înscrieri la clasa pregătitoare. În cea de-a doua etapă, numărul solicitărilor a fost foarte mic, iar mai multe clase au rămas incomplete, atât la învățământul tradițional, cât și la step by step. Au introduse 142 de solicitări de cereri, au fost admise 139, 3 au fost respinse. Așa încât locurile, situația locurilor se prezintă astfel. Pe învățământul tradițional mai avem un număr de 383 de locuri, la învățământul simultan 81 de locuri și la învățământul step by step 26 de locuri. Chiar dacă au fost epuizate etapele de înscrieri până în toamnă, se așteaptă ca majoritatea locurilor rămase libere în școli să fie completate, așa cum se întâmplă în fiecare an. Sigur că da, și cu siguranță la step by step se vor ocupa și la tradițional, poate nu în totalitate, dar da, oricum avem locuri pentru fiecare copil. Până acum, la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău, au fost înscriși peste 3.000 de copii la clasa pregătitoare, populația școlară fiind în scădere față de anii anteriori.